Hristos a înviat, bun găsit, doamnelor și domnilor. Nu vreau să citesc, nu-mi place. De ce trebuie să fac asta? Tu ce răspuns i-ai oferit copilului tău? Sigur că unii părinți încearcă din răsputeri să-l facă pe propriul copil să citească. Nu mai spunem să-și facă temele, spre exemplu. De ce trebuie să fac ceea ce nu-mi place? Ar putea continua copilul. Însă tu, la rândul tău, ai putea să spui pentru că trebuie să ai o carieră. Pentru că atunci când o să fii mare, ai putea să ai o carieră strălucitoare. Sigur că acest cuvânt mare este atât de îndepărtat pentru copilul nostru, încât există și ziua de mâine. Însă, ca pentru ziua de mâine să fim pregătiți, astăzi alături de noi, domnul Sorin Lucaci, scriitor. Bun venit, domnule Sorin Lucaci, Hristos a înviat. Adevărat a înviat și bine v-am regăsit. Alături de noi să discutăm despre ceea ce ne doare poate cel mai tare, și anume copilul. Copilul și cartea, copilul și lectura. Copilul isteț, superisteț sau nătăfleț, așa cum ați numit în cărțile dumneavoastră. Și am aici o colecție de cărți, ultimile cărți, ale unei edituri, care nu face altceva decât, în opinia mea, decât să-l pregătească pe copil cumva pentru vacanță, ce este drept. Însă vacanța, așa cum ar trebui să o vadă un părinte cu responsabil pentru copilul lui. Așadar, e adevărat că societatea noastră se pare că s-a împăcat cu ideea că asta este realitatea, copiii noștri trăiesc într-o altă epocă, alături de calculator, televizor sau alte instrumente pe care le folosesc copiii noștri, nu mai există și cuvântul carte. Cât de adevărat este? Este, hai să spunem, există ca în orice legendă un mic sâmbure de adevăr, și totul este relativ într-o oarecare măsură pe lumea asta. Într-adevăr, cum ați spus mai devreme, trăim într-o eră a tehnologiei, trăim pe repede înainte, pe fast forward, și din acest motiv poate nu ne mai rămâne timp suficient să citim atât cât ne-am dori noi și, bineînțeles, copiii noștri. Numai că, cum a spus, dacă suntem niște părinți responsabili și dacă noi trebuie să implementăm un model parental, fie că suntem părinți sau educatori, cadre didactice, învățători, profesori, cred că cel mai important lucru este acest model parental prin care părintele citește câte o jumătate de oră în fiecare seară, înainte de culcare copilului, citește dintr-o carte. În felul acesta copilul vede, încă din fragedă pruncie, ca să spun așa, din ciclul preșcolar, de la grădiniță, 3, 4, 5 ani, se deprinde cu acest obicei al lecturii, începe să-l îndrăgească, da? Pentru că vede acest model în familie. Bineînțeles că în orice familie trebuie să existe biblioteca, este indispensabilă, fără de ea nu se poate. Și atunci, bineînțeles că acest cuvânt persuasiv, punitiv, trebuie să citești, o să dispară. Sigur, cu siguranță copilul va lectura, va citi de bună voie, nefiind obligat. Tocmai prin acest model parental. Motiv pentru care, așa cum ați spus, noi scoatem foarte multe cărți de copii, am ajuns la 35 de titluri. Ce ați prezentat mai devreme și, bineînțeles, că o să le prezentăm și telespectatorilor. Este vorba de colecția BASP 21, așa am intitulat-o, BASP 21, din care fac parte isteții, superisteții și nătăfleții basmului românesc, și copiii sunt convins că elevii știu despre ce vorbesc, pentru că au citit la orele la lecturi suplimentare, că toți vorbeați de vacanță, lecturile de vacanță, au citit din Petre Ispirescu și din Ion Creangă. De asemenea, părinții le-au citit din primii ani de viață din poveștile copilăriei Ion Creangă și Petre Ispirescu. Vorbim de Dănilă Prepeleac, de Stampățitul, de Ivan Turbincă, de Păcală, de Tândală, celebre personaje
superisteți sau nătăfleți ai basmului românesc, după care, bineînțeles, s-au făcut și ecranizări. Eu sunt pentru acest lucru, copilul să vadă și un film de calitate, și aici vorbim mai ales de filmele și cinematografia românească de dinainte de 1989, cu foarte multe filme valoroase, și bineînțeles să citească și cartea. Bineînțeles, să nu substituie una celeilalte, adică nu văd filmul și nu mai citesc cartea. Nu, trebuie să văzut atât filmul și citită cartea, pentru că în felul ăsta copilul își dezvoltă niște abilități de a face comparație, exact cum face adultul în momentul în care auzim de o ecranizare a unui roman celebru. Mergem să vedem filmul, să vedem ce e mai bun sau ce a fost așa mai ar trebui. Bun. Așa filmul sau cartea. Da. Exact. Și atunci e bine ca elevul să aibă astfel de deprindere. Supereroii și supereroinele basmului românesc cu CV-uri, așa cum am vorbit înainte de începutul emisiunii. Vă rog să povestiți ce înseamnă CV-ul. CV-ul înseamnă un soi de prezentare, prezentare a unui personaj, unde apar, bineînțeles, Harapalb, Făt Frumos, Ileana Cosânzeana, da? Fata Babei și Fata Moșului, da. Sfânta Vineri, Sfânta Duminică, de asemenea personajele negative, că tot i-am întrebat pe copilași în școli de unde noi venim și am avut activități în ultimele săptămâni, foarte multe activități, ca să-i premiem, îi întrebam, dați exemple de personaje pozitive sau negative din basmul românesc, de exemplu Zmeul. Da, iarăși este personaj negativ. Personajele pozitive, Țugulea, Prâslea cel Voinic, da? Și din Prâslea cel Voinic și Merle de Aur, Greuceanu și așa mai departe. Dați-mi voie să respir. Așa. Și anume, să înțeleg eu că de fapt medicamentul vine de la părinți. Dacă părintele ia cartea și citește în primii ani de viață cu copilul, asta înseamnă că se elimină sintagma copilul meu nu vrea să citească. Dacă avem o astfel de sintagmă în școală, în casa noastră, știu, prin clasa a 6-a, 7-a, înseamnă că n-am fost acolo unde trebuia, poate la o vârstă mai fragedă. Exact. Și atunci s-ar putea să avem o problemă. Și lectura nu s-a transformat într-un stil firesc de viață. Exact. Într-o abilitate să fie ceva normal. Exact. Ca, spre exemplu, muzica. Dacă părintele ascultă muzică, ascultă și copilul. Dacă tata se uită la meci, cu siguranță și băiețelul îi place meciul. Așa este și cu cartea. Dacă avem această problemă, o avem doar pentru că la un moment dat, poate din pricina problemelor pe care le avem, de zi cu zi, am lăsat ceea ce se numește carte deoparte. Și am crezut că este în obligația copilului. Citește tu, să te faci tu mare și deștept, pentru că eu nu am reușit să fac acest lucru. Sau în obligația cadrului didactic. Sau în obligația școlii, cadrului didactic. Doamna trebuie să... Exact. El trebuie, din punctul meu de vedere, și sper că nu numai din punctul meu de vedere, consider că cu elevul trebuie lucrat, dar deprinderea de bază a lecturii trebuie să o aibă în familie și apoi școala să fie un continuator a ceea ce se întâmplă în familie. Și repet, școala să pună și bazele, temelia educației copilului respectiv. Dar nu pot să am pretenția, cum am auzit o chestie dureroasă, spun eu, la un părinte cu ceva timp, câteva săptămâni în urmă, un exemplu negativ, de a merge copilul la școală, făciți ceva, el este, trebuie să-i faceți ceva să-l deprinde să citească. Bun, cadrul didactic, profesorul lucrează cu copilul, dar până la urmă nu este obligația lui, el normal trebuie să lucreze, dar până la urmă totul pornește, din punctul meu de vedere, tot în cei 7 ani de acasă, tot în familie. Mai mult decât atât, supereroii basmului românesc v-ați îndrepta către noi, adică... Sigur, pentru că nu sunt promovați, din păcate. Odată. Da, pentru că genul acesta de prezentări ale personajelor, genul acesta de lucrare, de carte, nu există pe piața românească. El este deopotrivă destinat și cadrelor didactice, pentru că le povestesc copiilor
fiecare personaj este reținut mai ușor prin intermediul acestui, așa zis, CV prezentare. Am deschis CV-ul, făt frumos din lacrimă, pagina 5 scrie. Exact. Și este foarte interesant, foarte ușor, scurt și la obiect. Succint. Succint, foarte interesant. Vedeți o coloană pe partea stângă, numele, cine era, cum s-a născut, cum era... Cât de interesant cum creștea. Da. Și în partea dreaptă, numele. Făt frumos. Cine era? Fiul unui împărat bătrân. Cum s-a născut? Din lacrimă. Cum era? Fecior alb. Cum creștea? Toată lumea știe cum creștea. Într-o lună, cât alții într-un an. Cât de minunat să ai toate datele acestea atât de haios totuși spus, pentru că atunci când deschizi CV-ul lui Făt Frumos, te aștepți să găsești altceva. Da. Cum creștea? Copilul știe din poveste cum creștea, dar parcă ar dori să afle altceva. Plus că în poveste sunt mult mai multe informații. Cu siguranță. Informația se mai uită, se mai... Însă aici este... Da, e ca un fel de, nu știu, fișă de lucru. Fișă de lucru, pe personaj. Numai că ar trebui ca aceste cărți să intre în mâinile copiilor. Noi asta și facem, asta ce ne dorim. Ce faceți? Exact, asta exact. Vreau să mergem vă întreb. În școli, ce avem activități în școli, în grădinițe, chiar și în after school, prin care promovăm aceste cărți, pentru că până la urmă e foarte important elevii să intre în contact cu, cum spuneam, cu personajele basmului și personajele poveștilor românești, adică să readucem un pic în actualitate scriitori precum Creangă și Petre Ispirescu. De ce nu să doar, readucem? Nu doar, ce s-a pentru întâmplat? Că din ce punctul meu unde de vedere suntem? Sunt așa într-un ușor con de umbră. Așa, de ce? În ultimul timp s-au promovat foarte mulți eroi. Da. Și supereroi din benzile de nici măcar unele sunt și din cărți, dar mai ales din benzile desenate importate, da? Deci din Statele Unite și din alte. Așa, v-ați dus într-o școală și când i-ați întrebat pe copii, dați exemplu de... Da, dacă le știu mai mult Batman, Spider-Man, așa? Ben 10 și alte personaje. Și pe ei noștri ai uitat. Exact. Dar și totuși, cine trebuia să le spună despre ai noștri? De unde și le știu pe asta și pe ei noștri? Tot din poveștile spuse de părinți. Aha. Deci părinții uită... De culcare, uită să mai cită. Câteodată e chiar mai facil și mai simplu faptul că, hai să zicem că părintele vine obosit și nu are timp înainte, numai asta de asta nu-i arde, după o zi de muncă și după problemele care vin așa ca o avalanșă, peste el să-i mai citească copilului. Așa. Dar pe de altă parte există audiobook-uri. Așa. Există CD-uri cu povești pe care le pune la un radiocastofon și copilul le ascultă cu o voce, mult mai un actor și așa mai departe, și copilul le reține. Vine, mama, mai pune-mi odată CD-ul să ascult povestea nu știu care. Uh-huh. Lucrul ăsta trebuie făcut. Trebuie făcut. Și cu regularitate. Și cu regularitate. Mă întorc tot la basmul românesc. Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră acum mi se pare foarte interesant. Și de ce? Pentru că ne întoarcem acolo unde ne-ai locul până la urmă. Da, sigur. Că am uitat ceva și dacă îi întreb pe copiii noștri, exact cum spuneați, Batman și mai știu ce alte personaje, le știu de la televizor, de la desenele animate, spre exemplu, da? Însă ceea ce este important, personajele noastre autentice, să le numesc așa, tradiționale, au uitat. Și vă pun întrebarea, nu cumva este, nu știu, intenționată această problemă ca răspuns la ceea ce ne spune nouă copilul? Nu mai vreau eu ceva de genul ce-ai trăit tu în tinerețea ta. Astea sunt învechite. Nu cumva acesta este răspunsul și trebuie cumva, nu știu, să ne mulăm așa pe ceea ce, pe secolul acesta? Sau cum? Sau este doar, a fost un dezinteres sau este un dezinteres în continuare? Bineînțeles, sunt și copii care vin și spun tu ai trăit cu, nu știu, Jules Verne, Ion Creangă, Petre Ispirescu. Nimeni nu-l obligă să trăiască tot în lumea lui Petre Ispirescu și Ion Creangă. Pe de altă parte, aceste povești, aceste basme au un farmec atât de aparte, da, încât e bine să ajungă să le cunoască încă de foarte mici. Pentru că, până la urmă, important este noi ca informații ce le oferim copiilor. Dacă îi ofer altceva și mai ales dacă las foarte mult în fața televizorului, el o să vadă numai Ben 10 și Spider-Man și așa mai departe și alea vor fi reperele lui, aia vor fi supereroi. Uh-huh. Eu ca ăla vreau să fiu când o să fiu mare. Exact. Deci, până la urmă, din punctul meu de vedere, contează
Ce oferi? Exact. Cu ce vii? Cu ce tip de, cu ce gen de informație? Și atunci lucrurile stau un pic așa altfel. Așa îi dezvolți personalitatea copilului tău fără să-ți dai seama, de fapt. Noi ne dorim și a existat o nouă editură, o firmă care în urmă cu ceva, din păcate proiectul acesta nu a continuat, asta era în urmă cu vreo 7-8 ani, dacă mi-aduc eu bine aminte, a scos, le-am și eu acasă pentru copii, a scos pe piață desene animate, așa, dublate în limba, titrate în limba română, cu poveștile de care noi povesteam, de care noi spuneam mai devreme. Fata Babei și Fata Moșului, Harapalb, Făt Frumos, absolut toate. Erau Greuceanu, Țugulea, toate, absolut toate. Erau făcute DVD-uri cu desene pentru copii. Deci foarte educative mi s-au părut. Cred că și pe linia asta se poate continua. În momentul în care un copil vrea să se uite la desene, îl las să se uite fără discernământ, eu nu vin și îi spun că de fapt la 6-7 ani e prea târziu să-l mai imut telecomanda de pe un post pe altul, pe cel pe care vreau eu. Deja și e virus că, așa, pentru copil. Dar de la 3-4 ani îl obișnuiești cu anumite DVD-uri mai educative, lucrurile vor sta cu totul altfel. Singur își va selecta, singur își va lua propria lui hrană. Așa a fost obișnuit, așa va dori și sigur, în continuare. Sigur. Însă eu cred că există o oarecare scuză și în rândul părinților. Mami spune la televizor doar și până și de toate desenele animate sunt pline de violență, pline exact. De... Dar ne oprim aici. Nu știm să apăsăm telecomanda poate pe altceva sau să selectăm ceea ce povesteați dumneavoastră. Nu știu, să mergem într-o librărie, să cumpărăm copilului nostru ceea ce este de folos. Și atunci mă întreb, ar trebui să ia cineva, altcineva atitudine? De unde ar trebui să învețe mami? Că mami a ajuns la o concluzie, da? La televizor doar violență, punct. Dar mai departe nu face următorul pas. Cine ar trebui să ia atitudine? Am văzut că dumneavoastră mergeți. Este de ajuns? Nu, cred că și mass media, cum am mai spus, are un rol de formator de opinie și ar trebui, din punctul meu de vedere, făcut în așa fel încât să fie promovate desene, dacă tot vorbim de desene animate, desenele animate de calitate și cu un caracter non-violent. Și iarăși, deprinderea părintelui de a merge cu copilul într-o bibliotecă, de a-l învăța ce înseamnă biblioteca și, cum e în cazul meu cu cel mic, merge singur și alege cărți de la bibliotecă și le citește, sau mers într-o librărie sau într-o ceainărie care are și în ultimul timp există locuri, da, locuri deosebite în care te poți simți extraordinar. Să bei o cafea sau un ceai, să asculți o muzică ambientală care îți induce o stare de relaxare, de confort, prielnică cititului, da, lecturii. Da? Deci sunt astfel de locuri unde ar trebui obișnuiți copiii cu așa ceva. De ce credeți că, nu știu, unele țări ale Uniunii Europene ridică problema lecturii ca fiind o problemă națională? O problemă națională. Repet, am citit de curând că anumite posturi de radio, nu mi-amintesc exact, cred că Suedia era, odată la nu știu cât timp, pe postul de radio spune nu uitați de copilul dumneavoastră, nu uitați să citească, nu uitați să... E ca o invitație, dar o invitație spusă destul de aspru, adică nu uita să faci acest lucru. Exact cum e, nu știu, o reclamă la țare sau sarea dăunează grav sănătății. Nu uita problema lecturii în viața copilului tău. Și pentru anumite țări lectura este o problemă națională. Da, campaniile astea sunt foarte bune și consider că aduce un aport esențial pentru cultivarea hai să spun spiritului civic, că până la urmă și lectura tot în zona asta intră, faptul că așa cum apare pe un ca mesaje de interes public, le-aș exact, numi, exact, așa exact. Așa, cel mai bine da, corect da, da. Este mesaje de interes public. Da. Dulciurile, sarea dăunează grav exact. Sănătății sau faceți sport jumătate de oră pe zi pentru așa menținerea este. Sănătății. E, același lucru ar trebui făcut un slogan și să apară la fel ca un promo da.
Cum i-ați spune, de exemplu, astăzi, dumneavoastră, dacă ar fi să lucrați... Nu știu, nu uita să îți iei felia de lectură sau nu porția... Nu uita să îți iei felia de lectură, da, sau nu uita să îți iei porția de lectură, da, porția de lectură, pentru că s-ar putea uneori să fim acuzați că aceste emisiuni plictisesc. Însă, în opinia mea, este doar o felie, o porție de lectură pentru toți, atât pentru părinți, cât și pentru copii, pentru că, așa cum spuneam, copilul niciodată nu va citi dacă nu ne va vedea pe noi, nu va vedea mama, nu va vedea pe tata cu o carte în mână să citească întâi el sau să citească chiar împreună. Există cărți atât pentru adulți cât și pentru copii. Această carte, Super isteții și nătăfleții basmului românesc, vă aduc la cunoștință că este și pentru adulți, dar și pentru copii. Cred că împreună s-ar distra de minuni. Da, sigur, cu siguranță ar face. Ar lega, poate, relația, ar face o sănătoasă, s-ar distra împreună, decât dacă tati ar sta în fața televizorului la un meci, mami ar sta în fața, în bucătărie, tocând frumos la ceapă, iar copilul ar sta la pe internet sau la desene. Sau, da, într-o lume absolut virtuală. Da. Nu zice nimeni că nu e bine să stea și la calculator copilul. Până la urmă trăim în epoca neatehnologiei, exact. Și astea sunt lucruri firești, așa cum este firesc de altfel să citești pe o tabletă, pe un e-book. Nimeni nu-i cere unui copil neapărat doar cartea. Ideal ar fi cartea printată, dar el poate citi și pe o tabletă. Și pentru că tot am făcut referire la copii, iarăși foarte important este faptul că citind și având o bogată cultură generală și mai ales în zona, hai să zicem, proză, poezie, povești, bas și așa mai departe. Avem o carte acolo scrisă de o elevă, abia a terminat cealaltă, Povești cu mămici și tătici. Da, am ajuns și acolo. Cristina așa este. Beatrice Preda, da. Am și cunoscut-o. Este o fată de 18 ani și jumătate, 19 ani, abia a terminat liceul. Este la a șasea carte, o carte foarte frumoasă, două povești superbe, deosebite, Povești cu mămici și tătici. E, iarăși un lucru important, cititul îți poate dezvolta, pe lângă vocabular, limbaj, imaginație, creativitate și așa mai departe, poate să te facă, în jurul vârstei, dau un exemplu, 14, 15, 13 ani chiar, să te facă să scrii. Să te facă să îndrăcești și scrisul, nu numai lectura. Adică dacă alții pot, eu de ce n-aș putea să mă apuc și eu de scris? Și ea demonstrează lucrul ăsta. Ca o paranteză, o mămică a venit, stăteam de vorbă cu ea și spunea cât de mult mi-am acuzat fiica. O vedeam tot timpul stând pe iPad, pe telefon, cu ore în șir, permanent făcea ceva. Permanent o certam că stă în mână cu iPad-ul, cu telefonul. Că... Ce am descoperit? Abia se afla la finalul unei cărți. Scrisese această carte în ascuns în sensul că n-ar fi vrut să le relateze membrilor familiei că ea scrie ceva. De intimitate. Exact, în lumea ei. De asta părintele trebuie să se intereseze ce face copilul pe acea tabletă sau pe iPad. Pentru că s-ar putea el să scrie sau să citească o carte și eu poate să-l acuz că îl butonează și să joacă în jocuri. Și eu parcă totuși ai descoperit cam târziu. Copila se afla la finalul cărții, o carte de genul acesta. Da. Și totuși să ne gândim, nu stăm două zile să scriem atât. Da, corect. A stat luni întregi cu nasul în tabletă și pe telefon scria, doar să-și termine visul. Și de ce a ascuns acest lucru? Pentru că am intrat în amănunte, tocmai pentru că nu se compara cu frații ei. Frații ei fiind într-o mai artiști sau mai sportivi. Cea mai mare surioară studentă la medicină. Părea că a scrie e ceva mai josnic. Adică cum să scrii?
Sora mea va fi doctor. Fratele meu sportiv de performanță. Și eu scriu. Da, n-ar trebui să te jenezi cu astfel de lucruri. Asta vreau consideri. Să... Nu. Este un act nobil din punctul meu de vedere și trebuie promovat ca atare. Și că tot ați vorbit de iarăși o carte extraordinară pentru, aș spune, pentru adolescenți 13, 14, 15, 16 ani. Când îngerii iubesc, eu am început să o citesc și este foarte interesantă. Bineînțeles că e și imaginație și vorbim de dragoste, dar cum îngerii în ierarhiile angelice, unii din ei au ajuns să coboare pe pământ și să devină un soi de protectori ai oamenilor. Am văzut iarăși adolescenți cu această carte sau bătându-se pe această carte. Acum nu știu dacă i-a atras ceva și vin cu întrebarea cât de important este titlul unei cărți. Este important. Titlul și coperta până și la coperta. Urmă. Cred că în momentul în care decizi să cumperi o carte, da, ca act de decizional, cred că titlul și coperta face undeva la 25-30%, dacă nu mai mult, din decizia de a cumpăra o carte. Nu te-a pus să o răsfoiești, citești 2-3-5 rânduri, 10 exact. Rânduri. Nu poți să stai să citești pagini întregi în fața vânzătorului și el să aștepte să te decizi. O iei sau nu o iei. Așa deci, până la urmă contează coperta și titlul. Și interiorul, hârtia, cât de calitate este sau cât de viu colorată este. În cazul cărților pentru copii, da, cum sunt acestea, contează și desenele, bineînțeles. Mă uit la această adolescentă, Cristina Beatrice Preda, care a scris două povești, așa cum spunea domnul Sorin Lucaci, care sunt foarte sugestive, adică Îmbrățișarea mamei și a doua, Muntele tăticilor. Cu siguranță și îi invit pe telespectatorii noștri, atât pe mămici, cât și pe tătici, împreună cu copiii, să descopere despre ce îmbrățișare este vorba, cât de importantă este îmbrățișarea mamei și cât de înalt este muntele tatălui. Să vedem despre ce este vorba. Cu siguranță este o carte care ar trebui să ajungă în casele multor copii. Haideți să mergem mai departe. Credeți că, să le spunem telespectatorilor noștri, că nu e chiar așa de colea să-i lăsăm pe copiii noștri să-și facă ei de cap? Dacă nu ne place să citim, asta este. Nu-i place să citească, las că știe el să facă altceva. Până la urmă, nu toți trebuie să fie doctori pe pământul ăsta. Că mai avem o scuză de genul acesta. Nu trebuie să fie nici doctor, nici profesor, nici... Și totuși, cartea nu face să fii neapărat doctor și nici profesor. Da, sau până la urmă vorbim de dezvoltare personală, nu exact. Că citești și că ajungi medic sau eu mai știu ce. Însă eu cred că copiii care citesc mai mult se deosebesc de cei care citesc prin nivelul dezvoltărilor. Sigur. Și atunci mă îndrept către, pentru că ne aflăm atât înainte de vacanță, dar suntem și în pragul evaluărilor naționale. Și părinții acum sunt într-o mare căutare. Să căutăm liceul cel mai bun. Corect. Bun. Ce face ca un liceu, un colegiu să se păstreze cu cel mai bun? Cine îl face să fie cel mai bun, dincolo de toate? Elevul sau profesorul? Să... Eu cred că și una și alta. Și una și alta. Părerea mea, însă, de ce acești copii se deosebesc mai mult decât, nu știu, alții dintr-un alt colegiu și cu toții dorim să fim acolo? Asta pentru că, nu știu, la un moment dat, noi părinții am avut un rol acolo, poate am fost responsabil, poate am citit odată cu ei. Sunt mulți factori, deci un cumul de factori. Până la urmă, cred, contează și aportul părinților, contează să nimerești și profesori foarte buni și asta contează, că a ajuns să îndrăgești anumite discipline în funcție de... E adevărat și asta. Chiar vineri de 1 mai la un after school am îmbinat utilul cu plăcutul și chiar dacă a fost 1 mai am discutat multe ore cu o învățătoare de ciclu primar pe tema asta. Faptul că
există rolul părintelui, există și rolul educatorului, există rolul cadrului didactic, care își pune amprenta asupra dezvoltării viitoare a copilului. Deci faptul că ești un profesor bun și se vede pasiunea cu care predai o anumită disciplină, copilul va ajunge să îndrăgească acea disciplină. În cazul meu, de exemplu, un lucru evident, am avut profesori buni de română și de istorie. Clar că nu am avut, zic eu, pentru mine cel puțin profesor bun de matematică, pentru că am urât matematică. Dar cred că până la urmă ține de... Și ați scris toată viața. Da. Vreau să vă întreb de unde această dragoste totuși, pentru că, să fie vorba între noi, munca pe care o faceți nu este așa bine remunerată, clar. O faceți dintr-o altă dragoste. Sub nicio formă nu vă gândiți la partea aceasta financiară prea mult. Nu. Pentru că știm cu toții că a publica într-o societate ca a noastră nu înseamnă că te îmbogățești. Nu, sunt nicio formă. Scriitorul, dacă ar fi să vorbim de condiția scriitorului, în România, el nu poate trăi din scris. Asta este clar. Decât dacă ești un nume notoriu, da? Și știm cu toții, putem da exemple în acest sens. Dacă ești cineva, în sensul ăsta s-ar putea să trăiești din drepturile de autor. Dar altfel e foarte greu. Trebuie să ai automat un alt job. Că tot am discutat despre cărți, chiar jurnalistul și scriitorul Stelian Țurlea în cartea Povestea Pasărea Nopții, da, o carte iarăși frumoasă și cu un colorit deosebit pentru copii, este jurnalist și la vârsta dânsului de 70 de ani aproape, încă este în câmpul muncii, ca să spun așa. Deci este jurnalist, este scriitor, deci e clar că nu trăiește numai din scris. N-ar avea cum. Da, trebuie să citești foarte mult și în felul acesta, îndrăgind cartea, iubind cartea, vei ajunge să și scrii, alegând, bineînțeles, stilul care te poate reprezenta, proză sau poezie, fiecare. De se înțelege clar că ați avut profesor de limba română, da, pe care l-ați iubit foarte mult. Okay, da. De astăzi promovați cărți, scrieți în același timp și stați printre copii. Și de alte proiecte de care vom vorbi, proiecte așa educaționale. Spuneți-mi mai întâi ce faceți în acest moment prin școli. V-am văzut prin școli. Promovăm, cum alergați spuneți, de colo-colo, da, câteodată nu cred că vă amintiți cum vă numiți, dar vă amintesc copiii pentru că vă recunosc foarte ușor. Știu clar cine sunteți. Ați devenit prietenul lor. Nu știu cine sunteți, de la ce, nu știu, editură sau că vă numiți chiar domnul Sorin Lucaci. Știu clar că domnul acesta e cel care ne aduce nouă cărți și ne vorbește nouă și mai vine și cu nu știu ce personaje pe la noi și ne distrăm noi frumos. Da, cu mascote, pentru că povestiți-ne, vă rog frumos. Până la urmă vorbim și de puțin entertainment pentru copii și avem în cadrul asociației noastre educaționale trei mascote. Le-am dat așa niște denumiri haioase, să-i distreze pe copii, dar mai ales pe cei mai măricei de clasa 3-a, 4-a, 5-a, care au ajuns în contact cu, să-i spunem, cultura universală, renascentistă din Evul Mediu, Leonardo, Michelangelo și Galileo, cei doi dragoni. Și dacă vă mai aduceți aminte, chiar în școala noastră am fost în noiembrie cu un leopard de pluș. El se numește Leonardo. Așa. De asemenea, pe lângă activitățile de joc, ludice, de entertainment, facem poze, ne distrăm, le prezentăm cărțile, se bucură și le achiziționează. Mă mai ocup și de un proiect drag mie, foarte drag chiar. M-am ocupat și în urmă cu vreo 2-3 ani. Tabere educaționale pentru elevi. Numai că de această dată, ceea ce le particularizează, le dă un aer de unicitate, este faptul că aceste tabere de limbă engleză și germană sunt tabere educaționale făcute și organizate cu profesori nativi. Stați faptul un pic că... să tragem aer în piept.
le-am recomandat părinților cărți pentru vacanță, da? Peste o lună jumate. Așa, și plecăm și în tabără, să înțelegem. Exact, da. Bun, v-ați gândit cum să îi ducem noi în tabără? Pregătiți, punem în bagaj și o carte, dar absolut, ne ducem într-o tabără unde facem altceva. Exact. Ce faceți altceva acolo? Vine domnul profesor din... Din Statele Unite, din Statele sau Unite, din Anglia, din sau Germania, din Anglia, în funcție de tabără, dacă este de cu tematică limba engleză sau limba germană. Așa. Ce e important este faptul că ei vor vorbi cu copiii în limbile respective, respectiv germană și engleză. Da. Activitățile de joc ludice vor fi în limbile engleză și germană. Pe copii îi împărțim în nivel de studiu, ceea ce este foarte important, da? Sunt unii puțin mai avansați, alții da. Așa. De asemenea, împărțim pe vârste, pentru că pot veni într-o serie și 2-3 copii de 6-7 ani, clasa 1-a, da, pregătitoarea 1-a, dar de asemenea pot veni și copii de clasa 6-7-a și atunci îi implicăm pe toți în activități. De asemenea, toate activitățile, tir cu arcul, tiroliană, drumeții, vom avea meșteri olari și fierari. Pe copii vom duce acolo să vadă ei cum se face o potcoavă sau cum se face o cană de lut sau nu mai știu ce farfurie. Ei vom duce la o stână. De asemenea, sunt lucruri foarte interesante. La stână, să știți că m-aș duce și eu ca adult, dar știți, știu eu de ce, însă ce credeți că este interesant pentru un copil? Când o zi el așa, vă spun acum tot între noi, mă duce la olării, nu-mi place, la fierărie, mă duce la stână. Eu de sunt ce trebuie că le vom stârni curiozitatea. De ce trebuie să rămână totuși în inima copilului nostru? Pentru că ele... De ce e important pentru cultura lui totuși? Consider că ele vin din trecutul nostru istoric, da? Ancestral, ca să spun așa. Și atunci, în afară de acest aspect, copilul, din păcate, copilul de azi, da, nu mai intră în contact atât de ușor, cum ni se întâmpla nouă în copilărie, cu toate aceste lucruri. Așa este. Pentru că foarte mulți copii își trăiesc copilăria la bloc. Dar nu mai sunt nici inflați fața. Sau mai rău, nu și-o mai trăiesc la bloc cum ne-o trăiam noi, cu cheia de gât. Parcă era mai bine. Și bătând mingea în fața blocului sau jucând castelul sau ce mai jucam noi, rațele și vânătorii, și-o trăiesc în cameră, da, în camera lui, cu tableta în mână. Și atunci trebuie să-l scoți din zona aceea de supraconfort până la urmă, da? Și să-l faci să vadă viața și altfel. Și eu sunt convins că vor fi foarte interesați. Adică precum copilul ăla care vede văcuța prima dată în viața lui, wow! Sau vede o gâscă, sau vede o găină. Mă refer la cei care nu au bunici. Săptămâna școală altfel, copiii au fost duși la diverse ferme. La fermă, da, știu, am auzit de lucrurile astea. Wow! Văcuța, găina. Vă dați ei seama? Nu știu despre aceste lucruri, parcă trăim pe altă planetă. Da. Sunt foarte... Tocmai de asta aceste activități noi le-am gândit foarte bine, ele trebuie făcute. De asemenea, vorbind de cărți, vom avea workshop-uri literare și ateliere de creative writing, adică ateliere de scriere creativă. Da? Poate vom aduce și suntem în discuții cu domnul Stelian Țurlea, vom aduce un scriitor care să le vorbească copiilor despre tehnica scrisului, da, poet. Da. Sau prozator. Eu voi merge personal în tabere și în calitate de scriitor, dar și în calitate de psiholog, pentru că la finalul celor 7 zile de tabără vom face un profil psihologic al copilului pe care îl vom înmâna profesorului, învățătorului sau părintelui care va veni, da, să-l ia din tabără și vom spune... În urma interacțiunii cu copilul dumneavoastră timp de o săptămână, noi am descoperit că Vlăduț, așa, are inclinații către zona umanistă, îi place, sau are inclinații către științele naturii, sau are inclinații către, eu mai știu ce. Sau că are o problemă.
sau că are o problemă. Da, pot fi copii cu probleme de comunicare. Da. Și astea noi, și lucrurile astea vrem să le descoperim. Cu siguranță, cred că sunt importante lucrurile astea și de data aceasta invitația este în mod special pentru părinte. Trebuie să conștientizeze că această tabără nu este o oarece. Adică nu îi punem bagajul copilului și îl trimitem frumos ca să la plajă. Scopul este educativ. Altul. Este adevărat că poate copilului nu i-ar plăcea așa, și acolo mă duc să citesc sau și acolo. Însă mami trebuie să fie atât de artistă încât să-l facă pe copil nici să înțeleagă că acolo este... Nici nu trebuie să-i spună că va citi. Pentru... Va veni totul de la sine. Totul de la sine. Asta pentru că ei se vor lega foarte clar. Ei vor ști să se distreze chiar și din astfel de activități. Scopul acestei tabere, până la urmă, este copilul să vină îmbogățit. Sufletește, cultural și așa mai departe. Să vină un pic schimbat, să merite... Credeți că în această perioadă profesorii, părinții, mediturile, nu știu, toate, nu știu, inspectoratele, ministerele, lucrează pentru copiii noștri? E, aici o întrebare dificilă. Sau doar, nu știu, ne prefacem face, întâmplarea face, e bine, mi-ați servit așa frumos mingea la fileu. Înainte de a intra în emisiune am primit un SMS de la o fată tinerică, studentă, care îmi cerea ajutorul, sprijinul, da. Făcea un proiect referitor la birocrația, da. Era o fundație culturală, un proiect referitor la birocrația din învățământul preuniversitar românesc. Câtă așa. Birocrație este? Frumoasă temă. E, și mă întreba dacă o pot ajuta să o pun în legătură cu un inspector, eu da. Lucrând cu inspectori în proiectele anterioare, mai ales în Pașaport pentru Cultură, cunoscând inspectori, inspector de primar sau de gimnaziu sau de liceu în ultima instanță, să vedem exact ce se întâmplă, da? Și acel inspector să dea un interviu pe această temă. Există birocrație în învățământul preuniversitar românesc? Dacă există, cum o putem noi combate? Cum o putem noi înlătura? Ce putem face ca toate lucrurile să fie mult mai simple, mult mai aerisite, ușoare, poate. Mai aerisite, exact cum se întâmplă în vest. Mm-hmm. Mai aerisite, înțeleg, să rămânem la acest cuvânt. Pentru că, de fapt, lectura nu este în orar. Nu avem oră de lectură în orar. Nu, este CLR-ul, comunicare în limba română, pentru... ciclu primar, așa. Mai ales clasa aceea este o oră de limba și literatura da? Română. Sau limba și literatura română, exact. Clasică de gimnaziu. Dar întreb, nu există lectură, oră nu de lectură. Nu există oră de lectură. Parcă mi-amintesc eu sau, nu știu, mi-am pierdut ceva de aici. Parcă noi aveam oră de lectură în orarul nostru. De caligrafie, da, de lectură. Da, erau. Aveam o oră clar destinată lecturii. Astăzi lectura, cu toții vrem să facem ceva, dar mă întreb când. Și e adevărat că sunteți prin școli, sunteți pe holuri printre copii, discutați cu ei, dar sunteți mulțumit de cât timp aveți la dispoziție cu copiii, cu cadrele didactice sau totul este așa pe fugă? Și revenim la ceea ce numea studenta respective birocrație și închidem paranteza. Știți cum e, întotdeauna e loc de mai bine, ar fi... fi bine dacă ar fi mai mult timp și atunci poate lucrurile, da, timpul e dinamicul public, de numărul fapt? Unu e timpul. Și atunci haideți să ne îndreptăm către școală. Cine face lectură, de fapt? Păi, în primul rând ar trebui, cum v-am spus, părinții, după care cadrele didactice și mai ales profesorii de limba și literatura română. Uh-huh. Asta e menirea lor, zic eu. Da. Normal că nu consider că și un profesor de matematică trebuie să îndemne, să vină cu un mesaj către copii, către elevi în ceea ce privește lectura, de biologie, de orice chiar profesor pe, exact, până la urmă orice profesor. Însă rămâne la stadiul ăsta de recomandare. Merge copilul către bibliotecă prin școli, ați fost prin școli.
Au școlile biblioteci? Ați mai văzut așa ceva? Au. Fiecare școală are bibliotecă. Acum problema este fondul de carte. Cum stă el? Sunt oameni care au proiecte peste proiecte peste proiecte educaționale, culturale. Sunt copii invitați. Asta mi se pare senzațional. Așa. Copiii din școli, da, sunt invitați. Se face ziua ușilor deschise, nu știu. Da, da, da. Dau un exemplu. Bine, așa asta este. Se referă la altceva. Dar hai să zicem, da? Cum e cu noaptea muzeelor, bibliotecile își deschid porțile, librăriile, da, bibliotecile și copiii sunt invitați la niște evenimente culturale, educaționale. Și atunci intră în contact cu sălile de lectură ale bibliotecii județene și cu fondul de carte aferent acelei biblioteci. Numai că și acest fond de carte trebuie reîmprospătat. Editurile trebuie să vină, și e firesc, să vină editurile cu donații către biblioteci, cu donații de carte, care să, repet, să vină să reîmprospăteze fondul de carte, pentru că sunt cărți, da, cu copertele vai steaua lor, da, paginile îngălbenite, copilul ăla nu mai poate nici să citească, da? Corpul de literă, cuvintele se stompează, negru pe galben, deja nu se mai distinge. Deci e nevoie de carte nouă în biblioteci. Asta pentru că și copilul are o, dincolo de faptul că nu poate să citească, nu dorește să citească, da, o carte o veche. Adversă. Are o reacție adversă. Foarte... asta de când e? Nu știu ce, vreau una nouă. E altceva, deși, când aduce o carte nouă. Această carte este a mea de acum 20 de ani, o pot cumpăra nouă, aceeași carte și să o doresc copilului. În cazul reeditărilor. Reeditărilor, bineînțeles. Și copilul citește cu drag. Asta pentru că exclud din start varianta aia din epoca ta de acum nu știu câte sute, da, de ani. Da, reeditări se fac și atunci e bine, de exemplu, să-l am pe Creangă sau pe, eu știu, Eminescu sau pe Slavici sau, așa, pe Petre Ispirescu, să-i am și cărți reeditate în bibliotecă, cărți noi, da? Nu mai poți să mai citești de pe o carte de acum 25 de ani. Că, repet, cititul devine chiar o corvoadă. Acum vă întreb pe dumneavoastră, ce carte vă place? Cartea nouă sau cartea veche? Și nu mă refer la titlu, mă refer la hârtie. Da, nu, da. Ce să zic? Cartea veche are farmecul ei. Așa, că îi spunem copilului chiar, da, și asta. Da, ți-aduce aminte, e o chestie de nostalgie, melancolie, uite, cartea pe care... Pe de altă parte, repet, pentru un citit normal, firesc, care să nu-ți obosească ochii și așa mai departe, coala să fie albă, cerneala tipografică să fie neagră, sunt pentru, totuși pentru cartea nouă. Da. Spuneți-ne, ca și scriitor, în casele noastre, credeți că mai sunt biblioteci? Sau ce rost au bibliotecile din casele mai degrabă noastre? Ce rost au? Sau ce rost au, da. Ar fi interesant de făcut o campanie să vedem, intrăm prin sondaj, așa, intrăm door to door, din ușă în ușă, alegem niște apartamente și ia să vedem cine mai are bibliotecă sau nu. Și ce are în ea? Și ce are în ea, mai ales. Faptul că au fost niște campanii bune, ale unor, bune dintr-un anumit punct de vedere, proaste din alt punct de vedere, ale unor ziare de mare tiraj, cu distribuție națională, cu tiraj mare, care au adus în actualitate, în atenția opiniei publice, niște cărți foarte interesante. Atât din literatura, din beletristica românească, cât și din cea universală. Un ziar pe cea românească, celălalt ziar pe cea universală. 100-120 de titluri. Foarte bun. Ok, sunt de acord. Frumos. Numai că una e să le iei, cărțile trebuie și citite. Așa. Una e să le iei, ce copertă frumoasă, roșie, aurită, pe cotor, și le-am pus frumos, le-am aliniat în bibliotecă. Da, toate roșiile, toate verzile. Toate verzile, exact. Dacă a fost o campanie aceea, toată lumea alerga să aibă acea culoare în bibliotecă. Verde sau roșu. Așa nu este. Bun, ia-le și dacă tot le-ai, citește-le. Nu spune nimeni să le citești într-un an pe toate, da? Poate sunt...
Dar treptat, treptat le iei și nu le pui doar de decor. Aici e toată treaba. Biblioteca nu trebuie este să decor. Fie o mobilă. O mobilă, exact. La are asta mă referam dacă are alt scop. Bibliotecă. Are alt cu scop. Siguranță lemnul acela mai există în casele noastre. Probabil. Însă ea trebuie să fie, cum să vă zic, productivă cumva, să aducă ceva în viața sau noastră. Sau dacă ocupă mult spațiu, și cu asta sunt de acord și am discutat într-o altă emisiune, chestia asta mi s-a făcut extrem de interesantă. Faptul că unii se plâng, domnule, cărțile ocupă foarte mult spațiu și au perfectă dreptate. Bun. Mai există varianta e-book-uri, da, audiobook-uri. Da. Îmi umplu, în loc de 5 rafturi sau 10 rafturi, unul singur sau două, plin cu e-book-uri și cu audiobook-uri, cu stick-uri pe care am așa este, trase și cărți, o grămadă așa mai departe. De colecții pot intra adică acolo. Adică le pot avea și în varianta digitală. Eu da. sunt și pentru digital. Iubesc cartea printată. Așa este. Dar pe de altă parte consider și e un îndemn, un mesaj și pentru, mai ales pentru tineri. Citiți. Nu neapărat de pe cartea printată. Puteți citi de pe tabletă. Dar important este să citiți. Așa este. Este un îndemn. Și mai ales că vine Salonul Internațional de Carte. Așa este. În ultimele 2-3 minute vă rog să ne povestiți și despre acest eveniment, vă rugăm frumos. Ce este cu acest salon? Sunt deschise tot felul de expoziții în capitală cel puțin și de mașini și de modă și da. De orice și iată este că... Este tradiționalul Salon Internațional de Carte Bookfest. Noi avem, după cum se știe, două mari târguri de carte, târguri de profil, cel din primăvară și acum vorbim de București, da? Ne adresăm bucureștilor și nu numai, pentru că vin și foarte mulți din țară la aceste târguri. Este cel din primăvară, la sfârșitul lunii mai, Bookfest-ul și celălalt, iarăși cunoscut, Gaudeamus-ul, de la sfârșitul lunii noiembrie. Sunt binevenite, da. Foarte multe titluri. Da. Eu sper și sunt convins că și anul acesta vor veni foarte mulți, foarte mulți vizitatori, exact ca la edițiile precedente. Pentru că cărți vor fi publicate, vor fi editate în continuare și cărți foarte, foarte interesante. Editurile vin cu ceva, cu titluri noi, sunt pregătite. Vor fi foarte multe lansări de carte, așa. Vor fi foarte multe evenimente. Noi, da. În cazul nostru, la editura noastră, vom avea câte o zi din cele 5 ale târgului, vom avea câte o zi dedicată fiecare ziua iubirii, ziua nu știu cui, ziua de duminică va fi ziua copiilor, pentru da. Că tot se apropie, 24 mai va fi duminică, ultima așa zi de târg. Se apropie, se apropie exact ziua lor pe 1 iunie și atunci ne așteptăm să vină foarte mulți copii da. Cu momente artistice sau fără momente artistice, de altfel și copii de la Palatul Copiilor care vor cânta, vor dansa, piese de teatru. Important este să îmbine activitatea de joc ludică, de entertainment, de distracție cu cititul, cu lectura. Domnule Sorin Lucaș, vă mulțumesc foarte mult. Eu vă cu siguranță mulțumesc foarte mult pentru invitație. Fiecărui a spus o carte în biblioteca lui. Cu siguranță am adus poate liniștea de care aveau nevoie. Pentru că, dincolo de carte, dacă nu dorește el să citească, și mă refer la copil, avem și o altă variantă, și anume ceea ce spuneați mai devreme. Vă doresc succes în toate proiectele mulțumesc, dumneavoastră, să aveți copii în tabără, să vină poate mai engleziști și mai nemți, poate de acolo, să vă distrați împreună cu ei. La târg să aveți foarte mulți copii, pentru că, până la urmă, ei sunt... Viitorul, da, și pe ei ne bazăm. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Iar pentru dumneavoastră, ca un final, eu cred că în momentul în care citim, e suficient să știm că acela este momentul nostru. Este momentul nostru de plăcere. E momentul nostru de meditație, de liniște. Și poate de o evadare într-o altă realitate. Să ne bucurăm de această realitate. Toate celelalte vor veni de la sine. Până data viitoare, toate cele bune. La revedere, Hristos a înviat!